Rețeaua Național FM, singurul post de radio care transmite exclusiv muzică românească, s-a extins cu o nouă stație. Din 17 decembrie pot asculta Național FM locuitorii din Suceava pe frecvența 90,4 FM. Foarte mulți ascultători erau ascultători Național FM pe internet și ne-au spus acest lucru. Acum, cu bucurie, ne regăsesc pe frecvența de 90,4 FM. Și vor găsi aceeași muzică de calitate, numai muzică românească, mari cântăreți, mari voci ale muzicii românești, atât muzică ușoară cât și muzică populară. Umorul de altă dată. Dacă veți da drumul la radio, să nu vă mirați dacă o să ascultați cele mai frumoase glume cu maestrul Demrădulescu, cu Amza Pelea. Toți mari artiști sunt din nou la radio, chiar dacă sunt înregistrări, poate unele dintre ele de 30 de ani, veți redescoperi cu mare drag glumele spuse de Toma Caragiu și, în general, toți artiștii noștri care au avut grijă să ne lase această moștenire extraordinară. Și te rog să spui faptul că imprimările de atunci s-aud perfect și astăzi. Exact. Vreau să vă mai spun un lucru. Difuzând foarte multe șlagăre românești la Național FM, cu colegii mei, noi facem parte din generația tânără. Sunteți niște colindători simpatici și vreau să rămâneți, să nu plecați. Bun venit la Suceava, în frumoasa Bucovină, Național FM. Sunteți bineveniți aici. Național FM a sosit în mijlocul sucevenilor cu două evenimente de marcă. Primul a fost un concert în aer liber la Târgul de Crăciun din oraș. Pe scenă au urcat membrii ansamblului Ciprian Porumbescu, Delia Saucciuc, Magdalena Drăgoi și Cristian Munteanu. Îndrăgita cântăreață Corina Chiriac a oferit un recital de excepție. Seara s-a încheiat cu un concert de zile mari susținut de Corina Chiriac în incinta unui complex comercial din oraș. La final, marea artistă a oferit autografe sutelor de fani timp de o oră și jumătate. La fel și dumneavoastră! Echipa Național FM a fost primită cu căldură și entuziasm de suceveni. Vreau să mulțumim din suflet bucovinenilor, sucevenilor, pentru modul în care ne-au primit, modul călduros în care ne-au primit. Am fost surprinși de căldura oamenilor, de modul în care aceștia apreciază muzica românească și apreciază ceea ce facem. Național FM intră în casele a peste 12 milioane de români din orașe și comune din 35 de județe. Ascultătorii au parte de muzică românească și emisiuni de calitate, de unde pot afla cele mai importante informații ale zilei, știri mondene și din sport, își pot alege melodiile favorite și pot asculta interviuri cu cele mai cunoscute personalități din România. Daniela Cap, Daniela Morari, Denis Ciulinaru, Horațiu Ciornei, Mihai Dacin și Zoli Toth sunt vocile Național FM care își țin companie zi de zi, oriunde te-ai afla.